Marian Drăgulescu și-a văzut visul împlinit. A investit o sumă fabuloasă în ceva ce își dorea încă de când era mic. O sală de sport dedicată copiilor. Cea care îl susține este chiar iubita lui. Așadar, haideți să vedem ce spune sportivul despre căsătorie. Sunt sigură că și iubita ta, Simona, a pus suflet și a fost alături de tine în momentele acestea. Bineînțeles. Iubita mea, Simona, are încredere în mine, mă susține, la fel cum și eu, ne susținem reciproc, suntem împreună și în acest drum al nostru. Da, suntem ok, construim lucruri frumoase împreună. S-a implicat și ea în acest proiect? Bineînțeles, face parte din Academia Marian Drăgulescu. Totul merge bine, sunteți împreună. Când urmează nunta? Că toată lumea întreabă. Despre nuntă vorbim și despre copii la fel. Încă nu e cazul, avem acest proiect pe care de ceva timp am muncit la el să-l facem astăzi, să fie gata astăzi. De acum înainte, normal, o să avem timp de mai multe. Când zice despre nuntă, vorbim la modul că urmează sau nu neapărat? La noi un act acum nu ne schimbă pe noi ca oameni. Normal că ne dorim să intrăm, să zicem, în legalitate, ne dorim și copii, dar n-a fost o prioritate până acum. Mă gândeam că spui că nu mai crezi în căsătorie. Ai văzut că fosta ta soție, Larisa, divorțează. Da. Nu știu dacă e cazul să vorbim, nici nu cunosc situația. Ai vorbit cu ea zilele acestea? Nu știu dacă e momentul la deschiderea. Mai bine o întrebați pe ea. Este ea în acest subiect. Eu n-am nicio legătură. Dar nu, te-am întrebat pentru că știu că voi țineți legătura și vă înțelegeți foarte bine. Da, prin prisma copiilor. Că un vis de-al meu s-a împlinit, un vis de foarte mult timp. Am, cred că, acest vis de vreo 10 ani de zile. Bineînțeles, au fost și persoane care m-au inspirat, Nadia Comăneci, Gheorghe Hagi, Cătălin Moroșanu, care și ei au la rândul lor propria lor academie. Cred că cumva mă simt și dator să transmit mai departe dragostea pentru gimnastică și pentru sport. Eu antrenez și în alta performanță la Clubul Steaua, dar aici vrem să atragem copii pentru un stil de viață sănătos și de ce nu să pregătim copii dacă vor să urmeze această carieră de performanță în sport, către gimnastică și către oricare altă ramură sportivă. Vei fi singurul antrenor sau vor fi mai mulți? Nu, suntem mai mulți, suntem 3 antrenori acum la început, după care, normal, când numărul copilor va crește, atunci și antrenorii vor crește. Poți să ne spui cât ai investit? Nu vreau să vorbim de sume, da, nu... Avem echipamente de înaltă performanță aduse din Franța, de la producător numărul 1 în astfel de echipamente. Sala a trebuit renovată, spațiu, dar îmi place ce a ieșit. Mă bucur că copiilor le place ceea ce le-am pregătit. Sper ca și părinților să le placă aici la noi și sper să facem cât mai multă mișcare cu